Dumnezeul nostru, ceea ce dintr-un începutul țipirii tale ai pus în trânța înțelepciune, cumpănă și putere, ceea ce pe omul creat de tine l-ai îndestrat cu suflet viu, cu libertate și cu conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin făptura ta cea văzută și nevăzută. Ceea ce ai sădit în crânțul minte luminată și judecată limpede, ceea ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă subotit, tu, ceea ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, tu, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care la vârsta numai de 12 ani îi urma pe învățații din templu cu învățătura ta cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, cel ce dintr-o înălțimea cerului tău duhovnicesc, îi vezi acum pe tinerii aceștia, la pragul cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului tău. Păzește-i de cursele rătăcilor celor pierzătoare de suflet. Înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le lor râna învățăturii și cuprinderea cunoștințelor. Înzestrează-i cu voința de a-și servi biserica, patria și neamul prin comoara sufletului. Deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și